Am primit o întrebare, cum să folosești Google Webmaster Tools și fac un clip video tutorial pentru aceasta. Deci, așa arată Google Webmaster Tools. În funcție de limba pe care aveți setată în Google, este afișată în română sau în engleză. Dacă vreți, puteți modifica aici un parametru și va fi afișat în engleză, dar eu prefer limba română pentru că e bine tradusă. În general, mai sunt site-uri la care, dacă intri în limba română, traducerea nu e foarte clară, dar la Google Master Tools nu am observat acest lucru. Bun, iau propriul meu site, mă uit peste el. Așa apare când, prima dată când te loghezi. Ca să confirmi un site, ca să-ți legi site-ul la Google Master Tools, ai mai multe opțiuni. Prima dată vizitezi Google Webmaster Tools, acest URL, google.com/webmaster/tools. Se numește Google Search Console, m-am obișnuit prost cu vechea denumire și mi-e greu să mă obișnuiesc cu Google Search Console ca termen, dar URL-ul a rămas la fel. Deci, când mergeți la Google Master Tools, aveți opțiunea să adăugați un site nou și vi se cere o metodă de confirmare. Sunt mai multe metode, prin legarea cu Google Analytics, puteți uploada un fișier, un tag, mă rog, eu un aspect mai tehnic. Dacă nu vă pricepeți, puteți da celor care vă administrează sau găzduie site-ul să vă ajute cu autentificarea. În orice caz, după ce vă autentificați, acest aspect este un pic mai tehnic, nu trebuie prin el, dar la un moment dat o să ajungeți să aveți un lucru de genul ăsta. Bun. Hai să deschid fiecare URL în parte. E bine să activați notificările prin e-mail, să primiți o notificare când sunt probleme cu site-ul. Merge mai greu. Dau refresh, poate a luat deja. E activată. Bun. Întorc la site-ul meu. Setări pentru site. Pot să aleg între www.olivian.ro și olivian.ro, dar mă rog, e destul de... Nu e necesar. Ideea e că la site-ul meu am o singură variantă, dar o să-i pun olivian.ro. Aici este tradus un pic greșit. Cât de rapid sau cât de încet îi spui lui Google să navigheze prin site. Și atunci, prima variantă e să-și aleagă el singur viteza cu care navighează prin site sau să limitezi. Poți să-l lași foarte bine pe cea de sus, eu n-am avut nicio problemă până acum. Dacă vă schimbați URL-ul, puteți să adăugați aici un URL că de schimbare adresei, dar mă rog, ideea e că dacă faceți pe site cu redirecționare 301, în principiu nu este necesar să faceți aici modificarea de adresă. Ok. Aici puteți lega cu un Google Analytics ca să aveți mai multe statistici. Cine are acces la site-ul vostru? E doar contul meu. Bun. Hai să iau fiecare din linkurile de aici. Când este mesajul, are mai mult de un an de zile, deci pot să-l ignor. Nu l-am citit la momentul respectiv. O să trec prin toate URL-urile de la Google Master Tools. Mi-e mai simplu să fac asta de la început. Pot să fac scroll, click și pe
rotița de scroll a mouse-ului și aș fi obținut același lucru, doar că uneori nu-mi deschide URL-ul și am vrut să fiu sigur și de asta am ales varianta mai înceată. Date structurate. Sunt utile pentru, în special pentru un anumit tip de site-uri, anume cele care au un număr ridicat de produse de un anumit tip, adică cărți, poți să ai filme, review-uri, magazin online, lucruri de genul ăsta. E mult mai util pentru site-uri de genul ăsta decât pentru un site cum e al meu de tip blog. Aș putea să adaug și la al meu date structurate, dar nu am considerat că este suficient de relevant pentru mine. Sunt plugin-uri care vă pot ajuta cu acest aspect. La un blog sunt destul de puține lucruri pe care poți să le adaugi. Că e tip blog, să pui opțiune că e autor, mă rog, mai puțin. La un magazin online, un site de filme, un site de review-uri, un site de rețete culinare, sunt mult mai multe lucruri și se pretează mult mai bine pentru un site care are foarte multe produse decât pentru un blog cu niște articole. Ok. Asta e o alternativă la datele structurate. Poți să-i spun lui Google, uite, ăsta e site-ul meu, așa arată un articol de blog și, mă rog, are niște lucruri, ca să înțelegeți cum se face. Aici am deschis o pagină în URL de la mine din site și lucruri de genul ăsta. Nu o să stau acum să fac asta, dar ca idee e intuitiv. Dacă ai un magazin online, te ajută mai mult. Ideea e că îți selectezi ăsta și spui că ăsta este titlul sau numele produsului, aici este data, aici este conținutul și nu știu ce. Și arată cumva, uite, arată mai bine decât alte lucruri. Eu nu am nevoie la blog și nu o să setez. Aici spune ce puteai să faci ca să-ți îmbunătățești aspectul în Google, anume titluri, metadescrieri, da? Îți spune aici. De exemplu, poți să ai titluri care sunt prea scurte, sau poți să ai titluri care sunt prea lungi, sau poți să ai titluri care sunt duplicate. Și la fel și pentru metadescrieri. Și aici, în pagina de, în secțiunea de îmbunătățire pentru HTML, Google îți transmite. Uite, ai titluri care sunt prea lungi, prea scurte, nu știu ce. Sunt destul de sigur că pe blogul meu am mai multe titluri care nu sunt foarte ok, dar în mod paradoxal nu mi-a dat nicio eroare. Încă un aspect, eu am aici http://olivian.ro. Era mult mai bine dacă puneam varianta HTTPS, pentru că aceasta este la mine în site acum. O să fac un update. Bun. Să mai deschid o dată. Deci varianta cu AMP. Site-ul meu este responsiv și imaginile le-am comprimat. Din punctul meu de vedere, aș avea un avantaj destul de mic dacă aș face Accelerated Mobile Pages. Dacă nu aș avea, în schimb, o variantă de mobil, aș merge pe AMP Pages, m-ar ajuta mai mult. Revenim la statistici de căutare. Aici îmi arată cum au ajuns oamenii la mine în site. Ce cuvinte au căutat ca să ajungă la mine în site. Și mi-arată aici că apar în Google pentru termenii aceștia și pe unii dintre ei s-a făcut și click. Aici îmi spune că link-uri către site-ul meu. În mod paradoxal, îmi zice că n-am niciun link către site-ul meu. Am sigur mai multe. Ok. Linkuri interne se referă la linkuri către de pe site-ul meu către alte pagini din site-ul meu. Nu am făcut spam conform Google. Aici mi-ar apărea dacă, de exemplu, aș încerca să fac o campanie de link building, de obținere de linkuri și aș încerca să-l păcălesc pe Google și să-l manipulez și aș obține linkuri de slabă calitate, linkuri în comentarii web, linkuri din directoare web, linkuri de genul ăsta. Eu am astfel de linkuri, dar nu am atins suficient de multe încât să am penalizări. Și am făcut asta acum ceva timp. Între timp n-am mai făcut și Google n-a luat nicio măsură împotriva site-ului meu pentru că în principal nu m-am ocupat cu asta la modul foarte intens. Am făcut în trecut chestia asta, n-am fost penalizat atunci și în prezent Google ignoră problema respectivă.
Dar dacă aș face asta constant și o perioadă mai îndelungată, sigur aș avea niște probleme care mi-ar apărea aici. Și mi-ar spune aici, uite, trebuie să faci acțiunea respectivă. Aici pentru varianta internațională, dacă aș avea un site în mai multe limbi, aș putea seta olivian.ro, uite, ăsta e varianta română, și olivian.com, varianta în engleză. Și aș putea face setarea respectivă printr-o etichetă numită hreflang, și aici mi-ar afișa, uite, ai setat, ăsta e că e în română, ăsta e în engleză. Aici spune că poți să ai varianta fără HTTP sau cu, fără www sau cu www. Starea indexării. Câte pagini au fost indexate la mine în site? Și eu am mai redus din numărul de articole din site și am mai pus mai puțin accent pe categorii. Sunt destul de surprins că în prezent sunt foarte puține pagini indexate. Probabil am scăzut numărul de link-uri către site-ul meu și atunci Google le acordă importanță mai mică. Cele mai folosite cuvinte la mine în site e un, de exemplu, astea sunt toate niște cuvinte foarte scurte, conjuncții, prepoziții. Dar totuși am folosit și alți termeni și mă ajută cât de cât să-mi fac o idee despre ce scriu la mine în blog. Acestea sunt datele de pe... Deci scrie în fiecare articol în ce dată a fost publicat și atunci de asta apar termenii respective. Nu că am scris eu foarte frecvent. Ce pagini, câte pagini blochez? Ok. Câte, aici îmi arată ce erori a găsit la mine în site, pagini care nu s-au încărcat și îmi spune ce aș putea să fac ca să... Nu îmi spune ce aș putea să fac, dar îmi zice, uite, din robots.txt am blocat niște pagini. Aici se referă la... site-ul nu transmite informații despre pagina respectivă. Asta nu știu exact ce înseamnă. Domain name server. Oricum am 0. Cred că... Nu știu ce. Nu s-a putut comunica. Ok, deci e probabil o eroare la nivel de domeniu. De la nivel de domeniu nu s-a încărcat site-ul respectiv. Au fost recent niște probleme cu site-uri mari, între care și Twitter, care au avut niște erori pentru că domain name serverul lor a picat. Și atunci le-a apărut un număr de erori de domain name server. Eu nu am. Eu am un site mai mititel și nici nu mai știu, cred că e luat de pe rotLD și n-au probleme. Dar nu e exclus să apară și probleme de genul ăsta. În special, cred că pot apărea inclusiv dacă în rotLD, de exemplu, fac setarea name serverilor greșit și atunci e posibil să apară o eroare de tip DNS sau de conectivitate, una din două, nu sunt sigur. Aici mi arată statistici legate de indexare, dar câte erori au obținut la mine în site. Ideea e că poți să ai în site link-uri care nu mai sunt valide, ți-ai schimbat URL-urile în site și atunci, în mod sigur, o să-ți apară niște erori. Aici îți arată să vezi cum vede Google site-ul tău. Și aici i-am spus Google, uite, indexează în paginile respective. Cum este setat în prezent site-ul meu? I-am dat disallow VP admin, e o setare standard din WordPress. Și ăsta este sitemap-ul. Dacă deschid URL-ul respectiv, mi se asta e o arhivă GZ și aici mi afișează o listă cu toate URL-urile din site-ul meu. Cele mai importante, nu toate, cele mai importante. Ok. Probleme de securitate. Aici am zice, mi-ar zice dacă aș avea, de exemplu, un virus și a transmite informații. În trecut am avut probleme pe site-ul meu sau pe alte site-uri pe care le-am gestionat, dar acum nu am nicio problemă pe site-ul meu. Aici mi-ar apărea dacă aș avea URL-uri cu parametri.
de genul page 1, page 2, page 3 sau article ID 160. Există la pagina de categorie, este tag multipaginare, dar Google nu o consideră suficient de relevantă încât să o afișeze aici. Nu e esența site-ului meu. Adică am niște pagini cu multe paginare, dar nu sunt cele mai importante. Și am un sitemap și atunci Google are un avantaj, poate naviga prin pagini mai ușor. Aici pot să-mi testez datele structurate, mi-a afișat și aici, da? Deci același aspect. Aici este marcatorul de date, da? Aici pot să-mi adaug, dacă aș avea o adresă fizică, aș putea să-mi pun adresa mea pe Google. Asta e mai puțin important, dacă vrei ca să vinzi prin Google. Nu știu prea multe în România se întâmplă așa. Aici îmi spune cât de rapid mi se încarcă site-ul meu. Ăsta chiar o să-l lansez. Bun, și asta, aici pot să am, ne-am niște resurse dacă vreau să învăț mai multe despre Google. Aici pot să adaug o căutare Google în site-ul meu, dar mă rog, e mai puțin relevant. PageSpeed, aici îmi spune cât de rapid se încarcă site-ul meu. Și îmi spune că am niște resurse JavaScript și CSS care fac să miște site-ul mai încet și că nu profit de memoria caching a browserului. În mod ciudat, pentru că am un plugin de caching activat care ar trebui să aibă și setarea asta, m-aș aștepta să aibă. Îmi spune că imaginea nu ne-a optimizat, dar în opinia mea sunt destul de bine optimizate. Am un server destul de ok, mă rog, și îmi spune că pot comprima JavaScript și CSS. Așa arată site-ul meu pe mobil și din cauza asta nici n-am pus pagina de până acolo. Dacă fac click aici, mi-apare meniul principal al site-ului meu. Cam asta este mare ce poți face pe Google Master Tools. Sigur poți să faci și alte lucruri, dar în principiu am încercat să răspund la întrebările de bază. Spor.